18 supra 5. 5. Da, face. Da, 18 pe 5 aș mai face. Să vedem din aici. Echivalentul. Echivalentul. 10x egal cu plus 29 minus 7. Da. Plus 22. 22, da? Da. Corect. I egal cu 22 supra 10, se simplifică printr-un 2, ai 12 supra 5. 11 pe 5. Cele două soluții ale sunt 18 pe 5 și 11 pe 5. Ai văzut că a mers? Observ că merge din ce în ce mai bine. Acum ai înțeles de ce am insistat eu să... Că ne putem oprăștia și o facem bine. Deci trebuie să fie siguranță într-o zonă. Și dacă avem acolo clar lucrurile, acolo ataci fără nicio emoție când îți omite ghiștiu. Una de ce ghiștiu ai acolo? Hai să te la toată de eu. O banalitate, nici nu îți vine să îl faci. Da? Deci după ce am avut aceea... Eu am... Iată, 4 minus 2, pentru că x minus 3, egal cu minus 3x plus 10. Echivalentul. 4 minus, lăsăm așa. 4? 4 minus 2, plus 7, da. Egal cu minus 3, plus 10. Echivalentul. Acum luăm într-o parte ce cu 4 și cu 6 fac 10. 4 și cu 6 fac 10. 10 minus 2x egal cu 2x egal cu minus 3x plus 10. Echivalent. Minus 5x. Nu, no, că atunci din față vine plus 3x. A, și plus... Minus 2x. 3 scăzut 2. 1. Adică x. Egal cu 10 minus 10. 0. Da. Vezi cât de simplu este? De ce? Că a făcut întrebările ăla de sus. Nu a mai fost așa problema aici. Îți desfac paranteza, nu te sunt de paranteza acolo. Da? Deci asta e rostul. Exact cum face antrenorul, el știe exact ce trebuie, ce pași. Pentru fiecare din parte, așa și eu aici. Sigur, aici puteai să observi 10, 10 de o parte și de altă, da? Da. Și puteam să renunț la 10 de așa, că sunt la fel. Da, și am doar minus 2x. Deci minus 2x egal cu minus 3x, adică... Plus 3x. X minus 2x egal cu 0, x egal cu 0. Următorul, să vezi cât e simplu și ăsta. Deci nu mai avem emoții deloc. Iată-i modul din 2x plus 3. E cam un 3 sur 10. Deci, ce rezultă că, primul caz, 2x plus 3 egal cu 13. Da. Și 2x plus 3 egal cu 2x da. Este egal cu plus 13 plus 3 plus 6. Dar de ce plus 13? 13 a rămas acolo. Tu rămas la el acolo, ca să stai să nu-i plus. Minus 13. Da, minus 13 minus 3. Așa. Ai înțeles? Deci ce da, rămâne? Pare că m-a gândit la trecut. Da, nu puteam să trecem cu 3. Dar treceam aici... Dar da, noi e greu să izolăm mai X-ul să rămân într-un membru și ceva să termin liber din partea cealaltă. Ca în final să facem dreapta pe stânga. Da. Da. 2 ori X. Da. Egal cu minus 16. Aici, da? Deci pare 2 X egal cu minus 16. X egal cu 16. X egal
dialogul? Cu minus ai x egal cu x. Așa. X egal cu minus 8. Minus 8. Deci am două, rezultă că 2 ori x egal cu minus... minus 3. Sigur, da. Minus 3. Minus 3. Minus 3. 2 ori x. Plus 16. Atenție! Nu mai văd să greșești. Plus 10. Așa, 10. X egal cu 10 la 2. X egal cu 5. 5. Da, deci mai facem un pe unul? Da. Zero asta e banal, dar să nu mai greșim asta. Deci trebuie să ajungem la perfecțiune, să nu există nici o greșeală. O singură greșeală te afectează tot acolo. Deci noi trebuie să facem de atâte ori, până când, de 10 ori până când, numai 4 ori și așa, atunci suntem siguri. Iată, o duc din minus 3x plus 7, egal cu 2. Rezultă că, primul caz, minus 3x plus 7, egal cu 2. Și al doilea caz, 7 egal cu minus 2. Minus 3x egal cu minus 2 plus 7. De ce minus 2? Pentru că e la 2. Nu mai stai aici, acolo e la minus 2. A, minus 7. Așa, atenție, schimb celul de aici în egal. Asta e egal, în șar, dincolo. Minus 7 acum minus 3x egal cu minus 5. Da, trebuie, cu siguranță, minus 5 te rezultă că x egal cu 5. Egal cu minus 5 supra minus 3. Da. Și x egal cu plus 15. Cum? Împărțire. 5 pe 3. Da, plus 5 pe 3. Plus 5 pe 3. Deci e egal cu 5 pe 3. Dar nu am mulțit 5 pe 3. Da, e mai mult. Da? Cealaltă, echivalentă. Minus 3 egal cu minus 7. Minus 2
plus 8. Da. Egal cu 7. 7. Acum rezultă că, în primul caz, minus x plus 8 egal cu 7. Și ca doilea caz, minus x plus 8 egal cu minus 7. Și în primul caz rezultă că minus x egal cu minus 8 supra 7. Atenție! Minus 8 plus 7. Că nu dar ai fost... Era... Dar nu a fost x dar era... nu, nu, ca aici 3x egal cu minus. E plus, trebuie să îl ducem pe acolo, să rămân gradul cu 8. Păi am zis minus 8. Nu știu. Iar trebuie să mă uit pe mine. Eu zic că să te uiți. Eu mă uit. Mai vedem o dată. Una să fi fost minus 8 x ori x egal cu 6 și alta este situația de aici, minus x plus 8. 8 minus ori... x egal cu minus 8. Așa, egal cu minus 8 plus 7. Așa, că tu ai zis egal cu minus 8 pe 7. Păi și nu puteam să punem și așa? Păi cum să fie așa? Deci vorba, că nu era x-ul înmulțit cu 8. Este plus între ele. Da. Da? Una zic, x plus 2 egal cu 5. Și deci x egal cu 5 minus 2. Și alta zice x ori 2 egal cu 5. E altceva. X egal cu 5 pe 2. Da? Deci trebuie să-i legat cu mulțirea. Să-i închidiți cu simbolul de mulțire, da? Deci minus x egal cu minus 8 plus 7. Minus x egal cu minus 1. Minus x egal cu minus 1. Adică x egal cu minus 1 de minus 1 face 1. Pe asta să nu înțelege că e 1 aici în față. Minus 1 pe minus 1. X egal cu 1. Din coace. Din coace. Minus x egal cu minus 8 minus 6 minus x egal cu minus 5. X egal cu 15. Așa. X egal cu 15. Da, ești. Mai facem cu 1. Fără, aproape fără greșeală. Aproape acolo, la sfârșit. Da? Deci facem fără de... N-ai nicio greșeală. Mă duc bine. Minus 3, pe lângă minus 4x plus 2. Minus 3, pe lângă 7x plus minus 1, minus 2 pe lângă minus x plus 5 și în modul egal cu 3. Este mai mult. Când lucrează, vorbește, vorbește, așa și un pic ajung eu un ghichez. Minus 9 plus 2? Minus 9. A,
plus minus minus 11. Minus 7. Că e minus 9 plus 2. Dăm seama cel mai mare minus și scădem. Da? Da. Minus 7. Ne pregătim la altă veche și prima. Minus 7 x. Minus 7 plus 3 minus 10. Minus 6 plus 3? A, cât faci? Minus 6 plus 3? Da. Minus 6 plus 3 minus 3. Da. Minus 3 minus 10 minus 13. Minus 13. În modul egal cu 3. 3 în care 3 plus 3 minus 3 minus 13. Cinci
20. 30 scăzut 14. 6. 26. 16. 16. Că e scăzut, era 30, da? Te-ai împrumut la altă. Ai zis 4 din 0, 4 din 10 face 6, a rămas acolo 2, scaz și 1 ăsta, 16, da? 16, deci zicem, modul din 16, x, termen liber. Minus 10 plus 35 minus 12. Putem să facem mai întâi cei cu minus. Bun. Minus 22. Bun, corect. Minus 22 plus 35 plus. Corect. Plus 3, 13. Corect. Egal cu 2. Aici rezultă primul caz 16 plus 13 egal cu 2. 16 x plus 13 egal cu minus. În primul caz rezultă 16 egal cu minus 13 plus 2. 16 x egal cu minus 11. Da. Și x egal cu minus 11 supra 16. Corect. În al doilea caz, 16 x egal cu minus 13 minus 2. 16 x egal cu minus 15. Unde x egal cu minus 15 supra 16. Minus 15 supra 16, da? Da. Asta este cele două soluții. Uite ce îți propun eu acasă. Câte moduri am făcut? Ia uite, numără de toate chestii. Cu modul? Da. Există moduri. La început cu modul. 6. Aceste 6 le faci încă o dată acasă. Da. Și nu te uiți decât le copii. Da. Și nu ești la răspuns. Da. Și dacă nu ai acel răspuns, atunci încerci să descoperi greșeala. Da. Ei bine, dacă toate 6 îți ies fără greșeală, atunci este semn că ai intrat în mână. Și după aceea te duci să faci din manual exerciții. Nu l-ai la tine, dar cauți din manual, da. Că găsești acolo. Și cauți din manual exerciții care sunt cu moduri pe acolo. Da. Și să faci acelea toate de plăcut cu moduri. În condițiile acestea vei vedea cum semnul algebră devii profesoară. Da. Deci fără greșeală. Și vei spune, cum, ce ușor, ce simplu este. Ce simplu este, cât de ușor este. Și cât de stresat sunt de-a început el, nu ți amintești cât de greu l-am vers. Dar eu întotdeauna am încredere, vezi, asta este stilul. Am încredere și știu că pot porni, știu asta. Numai că trebuie muncă, nu se poate. Le spun și prietenilor noștri. Cei care nu învață acum și nu știu semnul algebra aici, acum, vor avea greutăți toată viața. Deci, nu au nicio șansă. Exact cu tabla mulțimii. N-ai învățat în clasa a doua sau a treia, ești tot timpul urmărit de chestia asta. Așa, dar acum îmi permit să zic, trec la altceva. Da? Da? Și la, am să mai trec la algebră, da. Să fac mărit direct și invers proporționale. Cred că îți dă și așa. Da, ceva. De, da. Nu știu dacă am luat. Mi-au zis foarte funcționată.
să scoatem de a un exercițiu cu proporții inverse. Deci cumpărim direct proporțional. Cu asta, unul de asta. Și unul cu invers proporțional. Da, unul cu proporții, procente și de asta. Și cu numele de trece. Da. Semn algebră. Unul cu ecuație cu moduri, ceva cu semn algebră, da. Lucrat. Deci, așa, așa aștept și eu. Adică așa aș face și eu, ca... Și la geometrie nu e doar o problemă. Sigur. Și problema e o să fie din... O să cuprindă tot ce am făcut până acum. Da. O să încerc eu să văd ce reușesc să fac și la geometrie, dar acum să punem la punctul ăsta, la geometrie. Deci, iată cum anume să vedem mărit direct și invers proporțional. Așa se intitulă. Mărit direct și invers proporțional. Inversul acestor. 1, 2 inversuri.
3, 1 pe 3. Din versul 3, 1 pe 3. Avem 5, 1 pe 5. Ei, după ce am înțeles chestia asta, dacă cumva autorul vrea să le găsim pe X, Y, Z, mai dă încă o condiție. Deci mai dă o condiție. Așa, dar zicem, hai să formulăm și noi. Să se determine X, Y și Z, care sunt direct proporționale cu numerele 7, 2 și 11. Asta. Și și mai am loc că 2x plus 3y plus 5z, 2x plus 3y plus 5z este egal cu 25. Deci vezi ce ți-am dat eu aici? Ți-am dat că sunt proporționale și că 2x plus 3y plus 5z egal cu 25. Scrim directa proporționalitate, deci și rezolvăm. Faptul că x, așa începe, x pentru y plus z, direct proporțional cu 7, 2, 15, asta se aplică ce? Cum? Dar atunci e cu x supra 7, egal cu y supra 2, egal cu z supra 11. Așa. Și de desubt, faptul că de sub tabloul 2x plus 3y plus 5y egal cu 25. Acum punem x plus 3y. Nu este x, eu am asta. Asta înseamnă. Înseamnă 2x plus 3y plus 5z. Mai cum? Prima relație egal cu un caz. Deci eu de raporte, ăsta e egal cu valoarea raportului egal cu un caz. Deci valoarea lui egal cu un caz. Da, și acum îți face. Începe numai x supra 7 egal cu caz. De unde rezultă că? De unde rezultă că x egal cu 7 caz. X supra egal cu 7 caz. Că aici e supra 1, nu? Și vine asta, vreau să te împărți la 1. Da. Apoi, y supra 2 egal cu un cap, y egal cu 2 un cap, z supra 11 egal cu un cap, z egal cu 11 cap. Nu ce cap. După ce l-am aflat pe x, y, z, pentru ce o relație a dat. Deci 2 ori x. 2 ori 7 k. Așa, deci 2 ori 7 k. Am un pic x. Plus 3 ori. Plus 3 ori 2 k. Așa. Plus 5 ori 11 k. 5 ori 11 k. E cal cu 25. Da? Da. Echivalentul. Echivalentul. 7 ori 2 k. 14 k. Deci vine 14 k. Plus 6 k. Doi ori cât fac șase? Doi ori trei, dar cu opțiune de trei.
împarte la 2, la celălalt factor. 25 împărțit la 75. Acum... Simplificăm printr-un 5. Nu lăsăm fracțiile așa. Da, pentru că trebuie să... Nu, pentru că nu merg mai și nu-mi place. Simplificăm printr-un 5. Da. 5 în 25 de 5 ori. 5 în 7 o dată. Da. Rămâne 25, 15. Și încă se mai poate simplifica. Printr-un 5, rămâne 1, 3. Dacă observați la început, pe 25 puteam simplifica. Da. Pe 25 în 75, pe 3 ori și rămâne 1 pe 5. Așa mai în 2 pași am simplificat. Cine observă de la ea, câștigă timp. Da. Deci aici tot timpul să fim atenți la ideea de a câștiga timpul. Deci cât mai rapid, frate. Și pe cala unui sit, ca unui dat cu 1 pe 3. Și acum cu ca o știu, mă... Da, înlocuim în x egal cu... Și din x egal cu... Cu cine? X egal cu... 7 ori. A, 7 ori cu 1 pe 3. Da. X egal cu 7 supra 21. Deci 7 ori 1 pe 3. Și egal cu? 7 supra 21. Cum? Adică îi spuneți și eu așa, da? Aici e 7 pe 1. Și cum sunt? 7 pe 1, 1 pe 3. Deci, 7 supra 3. Așa e, 7 supra 3. Atenție mult la operație cu fracții. Da. Uite, mi-a tras atenția aici, e o greșeală. Deci, eu acum sunt obligat să revin la operație cu fracții. Da? Cum se mulțesc două fracții? Numărătoare între ei și numărătoare între ei? Împărțirea prima, a patru. Da, răspunată, da. Mulțim prima, a doua interesată. Da. Și adunarea între două fracții, așa viitor comun, da? Și amplificăm fiecare. Deci, o să insist un pic și acolo. Imediat, cum se zice ceva, mi se aprinde pe colețul. Da. Deci trebuie să revin acolo. Așa că, da, face 7 de 3. Apoi, Y. Y egal cu 2 ori 1 pe 3. 2 ori 1 pe 3. Y egal cu 2 pe 3. Da. Și Z egal cu 11 ori 1 pe 3. Da. Z egal cu 11 pe 3. 11 pe 3. Și cu asta am aflat pe X, Y și Z. Vezi? Destul de simplu dacă știi. Dacă știm ce înseamnă directa proporționalitate, scriem și rugerea în parte. Ne uităm la relația care ne-o dă autorul. Dacă e ceva ușor să facem proporții derivate pe acest, dacă nu, cel mai rapid, egalăm cu K și rugerea în parte și scoatem pe rând X-ul, Y-ul și Z-ul funcții de K, cu X-ul, Y-ul și Z-ul mă duc aici și totul este o treabă simplă. După ce am găsit pe K, mă întorc și aflu pe X, Y și Z. Asta este tehnica. Și acum să vedem și un cu invers proporțional. Deci să zicem că ai X, Y, Z invers proporțional, da, cu numerele 5, 2 și 11. 5, 2 și 11. Și că, îți mai dau eu, 2x minus 3y plus 7z egal cu 24. Din prima relație rezultă că x supra 1 pe 5 egal cu y supra 1 pe 2 egal cu z supra 1 pe 14. Care e egal totul în K. Egal cu K. Și asta se mai scrie echivalentul. Echivalentul X. X. Cum se... X. X egal cu 1 pe... A. Vrei să scrie deoparte. Dar X supra 1 pe K. X supra 1 pe 5, da? Da.
egal cu K. Egal cu K. De unde rezultă că X egal cu 1 pe 5 în K. Așa. Deci rezultă că X egal cu 1 pe 5 ori K. Adică cât face funcția asta 1 pe 5 ori K? E 1 pe 5 ori K, ai zis. X-ul egal asta cu asta. Păi 1 pe 5. Păi K. E K pe 1, să vă înțeles. K 1, K. 1 K, 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 K supra 5. Deci de acolo X-ul e egal cu K pe 5. X egal cu K supra 5. Apoi, ne ducem așa. Y. Y egal cu Y supra 1 pe 2. Y egal cu 1 pe 2, egal cu 1 pe 2, ori K, Y egal cu K pe 2. K pe 2. Z supra 1 pe 11 egal cu K, Z egal cu 1 pe 12 ori K, Z egal cu K pe 1. Z egal cu K pe 1 pe 11 și egal cu K pe 1 pe 11. Și după ce știi pe X, Y, X, Y și Z, mă întorc în relație. Deci, în relația dată, încep să zic. Dar vă există așa. 2X minus B egal cu 7 de egal 24 și de sub X egal cu un de sub se vadă foarte bine. Egal cu K pe 5. Y egal cu K pe 2. K pe 2. Z egal cu K pe 11. Z egal cu K pe 11. Și cu X, Y și Z știut, îl locuiești atunci. Rezultă 2 ori. Rezultă 2 ori. X. 2 ori K pe 5. K pe 5. Minus. Minus 3 ori K pe 2. K pe 2. Plus 7 ori K pe 11 egal cu 24. 2 ori K supra 5. Deci 2 K pe 5. E K pe 5. Minus 3 K pe 2. Minus 3 K. Plus 7 K pe 11 egal cu 27. 24. 24. Acum, după care am mai departe. Care e viitorul comun între 5, 2 și 11?